doriu tu, că mâria anima se trușali, a doriu tu, că mâria anima pa bol, pa la tu, deo la muro del palatio bai. Adoriu tu, já não que murou de mos, araselangla tu, sarie parfumo, cai uxa vel tu, bate o trono, cai se tu te rodes, com tu te adoriu. Canameto da doriu, vendo de cheira tu te avava, tu desma pai te piau, ti o xalim tu xos te mande, te na pamarelo mocam, ai ti presença vel pe mande, te já mai tu. Caname tu ta doriu, viando de certo te avau, tu desma pai te piau, ti u xalim tu xos pe mande, te na pa barel moca, ai ti presenza del mazor, te ja vangue. Adoriu tu, că mâră anima pa bo, adoriu tu, că mâră anima se trușali pa la tu. Deo la muro del pa la teo pai. Adoriu tu, já não que murou de mor, arasa langra tu, sarie parfumo, cai o chavel tu, bate o trono, cadê a desura nes muro del, cai tu se te rode. Caname tu ta doriu, pianto de certo te avau, tu desma pai te piau, ti u xalim tu xos pe mande, te na pavarel moca, ai ti presenza vel pe mande, te ja vanglie. Caname tu ta doriu, viando de certo te avau, tu desma pai te piau, ti u xalim tu xos pe mande, te na pavarel moca, ai ti presenza vel pe ma, te ja vangue. Viando de certo te avau, tu desma pai te piau, ti u xalim tu xos pe mande, te na pavarel moca, ai ti presenza vel pe mande, te ja vangue. Trebuie de prezența lui Dumnezeu. Ai nevoie de prezența lui Dumnezeu. Și ce face prezența Domnului? Ei ca un scut asupra ta. Și nu că numai, nu că este ca un scut. Este un scut.
Și știi de ce ai nevoie de scut? De ce aveau nevoie soldații când mereau la război de scut? Să-i apere. Dar asta te va să înțelegi. Când zice Pavel acolo în Biblie, zice, luați coiful, ați văzut aia când se duc cu motocicleta. N-ai voie să urci pe motor fără... De ce? De ce? Să-ți protejeze capul. Pentru că orice conducător de motor, de motocicletă, este obligat prin lege să aibă casca pe cap. Și la un impact, la un accident, prima întrebare, când cade de pe motocicletă, îl întreabă să vadă dacă cumva îndepline facultăți mentale, dacă lovitura, căzătura, nu cumva i-a provocat o leziune la nivelul creierului. Și îl întreabă, cine ești, cum te cheamă, de unde ești? Și dacă îndepline facultăți mentale, dacă știe, ăsta este cel mai important lucru. Știți unde atacă diavolul prima dată? La nivelul minții. Diavolul îți aduce un gând în mintea ta și dacă dai ocazie gândului aceluia și deschizi și lasă pătrundă, să produce păcatul în mintea ta. E firesc, normal, uman să vină la nivelul minții, dar ai capacitatea și ai puterea aceea de liber arbitru să respingi oferta diavolului. Dar știți cum e diavolul? E extraordinar de specialist. Eu am zis așa în spirit de glumă că este cel mai profesionist în a face curierat, într-un mod hasliu. Și vă spun cum, ca să prâdeți un pic.